Bună seara, bun găsit la Fotbal Show. Ne întoarcem pentru că ne obligă evenimentele, foarte multe partide în această perioadă pe programele Prima Sport. S-a terminat Nations League, dar a început play-off-ul acesta din Cupa României. Un format nou, un format interesant, sigur, pentru toată lumea. Astăzi cu alte partide, unele pe care le-am văzut în direct pe programele Prima Sport și ne mai așteaptă un meci. Astăzi afumați Rapid. E foarte important să te califici pentru că aici se decide echipele care ajung în grupe. E primul an în care Cupa României va avea grupe și va fi ceva interesant. Petrolul învinge Schellenberg cu 4-0, se desprinde pe final, o să avem reacții după acest meci. Vorbim sigur despre suspendarea lui Săpunaru, cu o etapă așa, care nu mulțumește practic pe nimeni și încercăm să înțelegem și noi ce au vrut cei de la comisii cu suspendarea asta minimă. Și sigur, mai vorbim și despre alte lucruri, vedem și urnele pentru tragerea la sorți la preliminariile Euro, tot au federalii tot felul de obiective legate de aceste preliminari. Leo Grozavu, George Galamaz, bună seara! Bună seara! În primul rând, cum mi se pare formatul ăsta din Cupa României, Leo? Crezi că e mai interesant? Crezi că sigur, mai interesant va fi mai atractiv? Să fie, dar din punctul meu de vedere, mult mai solicitant pentru toate echipele. Obligă o serie de echipe să nu-și folosească garniturile de bază, pentru că sunt deplasări foarte lungi. Am văzut echipe de Liga a doua jucând, trecând țara, da. Baia Mare la Cernavodă. Aia mi s-a părut incredibil, da. Vă dați seama, au meciuri de campionat, au obiective în campionat și până la urmă fiecare judecă funcție de ce își propune mai mult în campionat. Nu mai sunt interesate de această competiție. Din punctul ăsta de vedere, cred că nu este o prea fericită alegere. După aia, acel sistem cu grupe în care la fel, joci cu echipe de Prima Ligă, echipele de Liga a doua, nu știu cât o să poată să mai facă față competiție, pentru că în grupe e mai puțină, au mai puține șanse să treacă mai departe. Oboseală, știm, un meci cu o echipă de Prima Ligă are cu tot o altă încărcătură. Această competiție era o competiție a surprizelor. Da, exact. Din momentul în care se joacă în grupe, echipele mici au din ce în ce mai mici șanse să treacă. Da, și să te califici în grupe ca echipă mică, pare o mare surpriză. Acest format pare creat pentru a ajunge în fazele superioare echipele. Nu echipele doar asta, mari. Cred că au vrut să dea și mai multe jocuri, competiții echipelor de categorie inferioare, pentru că erau foarte puține meciuri la Liga 2. Corect. Cred că și asta jucai un meci cu o echipă de Liga 1, de obicei. Erau echipele din play-out care jucau 19 meciuri, mai jucau încă 5 sau câte în play, 25 de meciuri au terminat campionatul. Jucând în grupe, au așa, mai multe jocuri, mai multe șanse, da. Eu cred că au mai multe meciuri, șanse mai mici. Exact. Ne vom da seama probabil din interesul oamenilor pe care o să -l vedem sau nu la partidele din grupe. Să vedem. Și din ce am văzut acum la prima fază, sigur, cu echipele de Prima Ligă, multe dintre ele și-au ținut garniturile de bază la dospit, cum se spune. Chiar dacă deci a fost folosit pauză de, exact. De națională. Da, se califică. În principal s-au calificat toate favoritele din Prima Ligă. Nu au fost surprize. Ogna Mureș. Ogna Mureș că a scos o echipă de Liga 2. Totuși Liga 2, da. În rest, nu prea au fost surprize. Petrolul astăzi se desprinde, vă spuneam, pe final. A fost egal la pauză, dar s-a terminat 4-0. Măzărache dă două goluri. Așa, înainte de fluierul de final, îl ascultăm. Bun găsit, felicitări, îți priesc în meciurile cu Schellenberg, tot cu ei marcat. Da, într-adevăr, primul gol l-a marcat contra lor. Mă bucur că am marcat, cred că cea mai frumoasă dublă, pentru că a venit după mult timp. În ultimul timp nu prea am jucat și aveam nevoie de un astfel de meci ca să pot să-mi intru iar în ritm. Ai vrut să fii altruist acolo la ultimul gol, însă mingea a revenit la tine. Da, pentru că cred că așa e în viață, când vrei, pentru că și el mi-a dat o pasă și am zis să-i întorc și eu serviciu și s-a nimerit să ajungă tot la mine. Cum a fost astăzi? Tu ți-ai făcut datoria, ai jucat mai puțin, dar cum a fost împotriva celor la Schellenberg? Prima repriză nu a fost chiar atât de ușor. Asta voiam să vă zic, am urmărit, am văzut înainte de meci, pentru că am făcut vizionare, o echipă solidă,
o echipă care încearcă să joace fotbal fără presiune și știam că ne așteaptă un meci greu, dar cu timpul ne așteptam să pice și fizic. Și cred că asta s-a întâmplat. Știam că dacă o să le dăm gol, o să ne facem meciul mai ușor. Obiectiv îndeplinit în cupă, însă urmează pentru Petrolul o serie grea, începe tot aici la media și cu cei de la CFR. Cum vedeți voi partida asta? Da, să zic așa ca o glumă, dacă mai jucăm un meci aici, cred că jucăm anul ăsta mai multe meciuri la media și decât acasă, la Ploiești. Da, ne așteaptă niște meciuri grele, dar cred că am demonstrat că meciurile grele ne descurcăm cel mai bine. Terenul, cum a fost azi? A fost ok, să nu ne plângem. Alții au teren și joacă în condiții mult mai rele. Suntem ok. Nu e noi să fim, să ne facem treaba cât mai bine, pentru că avem destule terenuri frumoase și trebuie să ne bucurăm de acest lucru. Mulțumim tare mult! Mulțumesc și o seară bună! Da, ce a scăzut nivelul la Liga 2, nu? Adică Schellenberg pe locul 3 în Liga 2 și astăzi ia 4-0. Dar în prima repriză a fost o repriză echilibrată, fără prea multe ocazii de poartă, dar cei de la Schellenberg au încercat să joace, au încercat să combine și au ținut piept, au lucrat de la egal la egal cu cei de la Petrol. Da, într-adevăr, o repriză, dar prima chiar au reușit să facă acest lucru. Pe final s-au desprins totuși, eu zic că este un rezultat categoric, nu ar fi trebuit să fie această diferență, pentru că mincinos rezultat. Cei de la Schellenberg au avut o evoluție bună. Da, oricum, pare că diferența e tot mai mare. Eu când am văzut componența seriei de Liga 2, am și spus, în acest an, locul 3 și 4, șanse slabe să poată să treacă sau să promoveze, pentru că mi se pare o foarte mare diferență în momentul de față, între Liga 1 și Liga... Față de anul trecut. Față de anul trecut. În primul rând, față de anul trecut. Când echipele de Liga 2 au reușit să creeze surprize, adică a făcut surpriza după, acum 2 ani a promovat Hermannstadt-ul, sau nu? Nu, Hermannstadt-ul acum. Acum 2 ani... Da. Parcă tot una de Liga 2. Mioveniu. Acum 2 ani Mioveniu, da, câștigat, da. Împotriva unei echipe de prima ligă. Anul ăsta a reușit Ucluj împotriva lui Dinamo și n-a fost mult să o facă și Chiajna împotriva Mioveniului. Totuși au fost echipe de tradiție anul trecut care au promovat și s-au bătut în play-off acolo. An de zile niciodată n-a reușit Liga 2 să se impună în fața Ligii 1. Mai e Constantin, hai să ne întoarcem să ne ascultăm și pe el și apoi vorbim despre cazul Săpunaru. Bun găsit, obiectiv îndeplinit astăzi, felicitări. Cum a fost? Da, obiectiv îndeplinit, ne-am propus și ne-am dorit să mergem mai departe în Cupa României și am reușit. Scorul cam aspru, după părerea mea, pentru că cel puțin în prima repriză cred că am fost puțin sub ei. Am început a doua repriză destul de bine și din momentul în care am deschis scorul, practic ne-am făcut meciul ușor, au fost spații mult mai mari. Au trebuit să riște un pic și asta a dus la scorul final. Ați început să cunoașteți acest teren destul de bine. Urmează încă un meci cu CFR-ul aici. Mai avem o dată, sper să fie ultima dată pe anul ăsta. Cum vi se pare? Da, ăsta e terenul și pentru noi și pentru el. Nu e cea mai bună suprafață de joc, dar v-am spus, amândouă echipele joacă pe același teren. Pe cine ați remarcat astăzi din elevii dumneavoastră? Nu știu, mă uitam la Cioiu, care a fost... Practic a schimbat în multe momente. Acum la cald, na, pot să spun că Măzărache a intrat foarte bine, a și înscris 2 goluri. Cioiu la fel. Când câștigăm toată echipa e de remarcat, doar că după prima repriză trebuie să avem o discuție serioasă mâine, că acum e deja târziu. Nu e normal să ne prezentăm la modul cum ne-am prezentat. Asta e dezamăgirea mea pentru meciul de seara asta, prima repriză. Cât de mult îl așteptați pe Budescu? L-am văzut în tribună, l-am văzut și antrenându-se înainte și când va... Petrolul are nevoie de Budescu și cred că și fotbalul românesc are nevoie de un fotbalist de nivelul lui Budescu, pentru că Budescu e un fotbalist care face spectacol și cred că ne va ajuta mult, nu neapărat în prisma spectacolului, cât în prisma jocului mai ofensiv. Îmi doresc să revină cât mai repede, doar că trebuie să avem un pic de răbdare cu el. Cum vedeți meciul din campionat contra CFR-ul? Urmează o serie destul de dificilă pentru... Am început-o deja de la meciul cu Farul. Pentru noi n-a fost niciun meci ușor până la momentul ăsta. E un meci cu echipa campioană în ultimii 5 ani, cu
unul din cei mai titrați antrenori care activează la în momentul ăsta în Liga 1, cu jucătorii internaționali din mai multe țări. Nu va fi un meci ușor pentru noi, dar vom încerca să facem o echipă bună și să încercăm să obținem un rezultat bun. Vă mulțumim. Cu plăcere. Da, încă îl mai așteaptă pe Budescu, cei de la Petrolul, care are 33 de ani, dar sigur, vedem dacă își va putea reveni. Haideți să vedem cazul ăsta lui Săpunaru. Astăzi anunță comisia de disciplină că îl suspendă pe Săpunaru o etapă pentru evenimentele de la meciul cu FCU Craiova și o să vedem și imaginile, să ne amintim ce s-a întâmplat acolo. Cum vi se pare decizia asta, Leo? O etapă pentru Săpunaru. N-aș vrea să comentez prea mult. Pentru mine tot ce se întâmplă în momentul de față la aceste comisii este hilar. Este hilar. Deci nu avem cum să curățăm aceste ieșiri, tot ce se întâmplă, dacă vom fi atât de clemenți. Da, și acolo. Deci... Bine. Până la urmă... Nu s-a întâmplat mare lucru, ca să spun așa. Au fost mai multe împingeri, dar nu urmă să întâmple așa ceva pe culoar. Acum, cine l-a provocat, trebuia să fie cineva care să vadă, un observator, Da, ca de obicei, la noi, la comisii, se pune Batista da, pe țamă. Ei au scuza că arbitrii n-au notat nimic în foaia de arbitraj. Da, sigur, tot timpul găsim scuze. Ei n-ar trebui să... Totuși, nu s-au certat în liniște, pe silent. Da. Totuși, gălăgie, normal, trebuia să iasă pe culoar și să noteze absolut tot ce s-a întâmplat acolo. Vorbim cu Florin Prunea, în direct cu noi, prin telefon. Bună seara, domnul Prunea! Bună seara, vă salut pe dumneavoastră, pe invitați și pe telespectatorii dumneavoastră. Leo Grozavu, George Galamaz, alături de mine, dacă nu ne urmăriți. Da, salut. O să încep cu subiectul ăsta, că tot vorbeam de el. Cum vi se pare suspendarea lui Săpunaru o etapă? Păi, eu aș fi curios să văd motivarea, în primul rând. Da, că toți vrem să o vedem, da. Sunt niște pași care trebuie, sigur, aportul observatorului, plus ce a mai fost pe acolo, plus imaginile care au fost. Și atunci, sigur că a fost o decizie luată în baza niște probe. Cam crezut că observatorul de joc n-a văzut nimic, deci raportul a fost unul clar. El nu a văzut. Dar, sigur, arbitrii am crezut că nici ei n-au văzut nimic. Și atunci, singurii care au văzut, jandarmii, cine mai erau pe acolo, persoanele neautorizate... Bun, da, avem niște filmări, nu s-au filtrat. Florine, singurii care au văzut au fost toată România. Mai puțin bun, observatorul da. Și arbitrii. Da, dar una peste alta, tu știi foarte bine, în primul rând, că ai fost jucător și în cariera ta, cred că ți-a întâmplat și ție. Ca să ai probleme de genul ăsta ca jucător, în sensul că să nu fii protejat. Asta și e poate clar. Câteodată, nu, și poate câteodată ne-a mai enervat și noi. Eu știu, a fost provocat. În niciun caz, eu nu vreau să fac acuze, dar nu e normal. De fiecare dată când există probleme, o etapă de suspendare, o amendă ușoară, de aia de fiecare dată o să se mai întâmple încă o dată și încă o dată și să sperăm că nu o să fie odată ceva foarte, foarte grav, ceva ireversibil, pentru că dacă acestea sunt, știu eu, penalitățile sau suspendările, ne putem aștepta că la un moment dat o să se întâmple ceva grav și abia atunci o să luăm măsuri cu adevărat conform cu ceea ce se întâmplă. Total de acord cu tine și eu sper ca meciul din retur, care o să fie un meci în retur în aceste două echipe, să fie oameni cu capul pe umeri și să nu caute o răzbunare. Știi foarte bine că și pe Giulești. Corect. Eu când jucam, așa am întâmplat o grămadă de lucruri. Știi foarte bine ce pățeam pe acolo. Dar acum nu înseamnă că au mai trecut ani, am mai evoluat cu toții. Așa este. Dar eu zic că până la urmă toată lumea ar trebui să se pună la masă, să-și ia răspuze, pentru că, repet, o să vină un meci retur care va fi foarte fierbinte. Da, sunteți observator la meciul internațional. Știu că ați fost plecat și acum cu echipele naționale, nu? Da. Observatorul care n-a văzut nimic, nu riscă nimic în cazul ăsta? Adică nu e și el tras la răspundere? Păi lucrurile s-au întâmplat după finalul jocului. Uh-huh. Observatorul, el are obligația ca să stea până când ultimul jucător părăsește terenul. Și până și brigada de arbitri. Al patrulea oficial, la fel. Al patrulea oficial, la fel. Dar ca observator de joc,
Nu ai voie, sigur, la UEFA este altceva, totul este monitorizat, toate meciurile sunt televizare, există o cameră specială care vede absolut păi toate meciurile. Păi și aici culoar, păi, în urma filmărilor a fost suspendat PAP la meciul Craiove cu echipa asta pe care urmează, cu Berșeva. Cu izraelieni. Cu Berșeva, da. Da, cu Berșeva. Da. Repet, acolo e clar că a fost vorba și de o lipsă de organizare. Pentru că n-aveau ce să caute băieții aia cu cefele alea late pe acolo, pe la vestiare. Dar la noi, în România, corect, se poartă asta cu bodyguard ăștia ca să-ți dea așa o tentă de superioritate și vezi, Doamne, că ești maker. Nu o să vezi la niciun tipă civilizată din lumea asta. Corect. Așa ceva ce se întâmplă la noi. Patroni cu bodyguard, dar de ce le explică voi, frate, că nu suntem totuși, suntem Europa, nu suntem în... Da, mă rog. Și atunci, normal că se întâmplă și lucruri din astea. Vin și pe la vestiare. Păi ce se caută la vestiare? Păi acolo, observatorul jocului, la vestiare, au loc, au voie să vină cât persoane autorizate, care sunt trecute pe foaie, plus medici și așa mai departe. Sigur că sunt și firme de pază, dar care se ocupă, care își fac treaba, sau cu arbitrii, cu observatorul. Toată lumea... Adică va veni și un meci retur care eu cred că trebuie să fie oameni cu scaunul la cap și să acolo o scânteie va trebui atâta, nu mai mult. O scânteie și o să vedeți că va fi un meci de foarte greu de organizat. Haideți să trecem puțin și pe echipa națională. Ce spuneți, domnul Prunea, e faptul că am retrogradat? Păi sunt de acord cu președintele Federației Române de Fotbal că de acum încolo o să începe să câștigăm. Fericit nu sunt ca și dânsul, da, pentru că este una din cele mai mari contraperformanțe care o puteam să o facem, să retrogradăm. Dar am văzut că toată lumea e bucuroasă. E da, bine că a apărut iarăși după o victorie și a ieșit în față, că numai atunci iese să vorbească. În rest, s-a ascuns în bula aia lui, de fapt, toți care sunt acolo sunt în bula lui, trăiesc în lumea lor. Nu trăiesc în lumea suporterilor echipei naționale, a dumneavoastră, a presei. Păi când aud ce tâmpenii poate să debiteze că noi vom promova și vom avea foarte multe victorii. Eu vă dau un scris de acum. Că nu câștigăm cu Luxemburg, dacă vom cădea, să jucăm nici cu Azerbaijan. O să vedeți, mai vorbim. Da. N-avem niciun motiv să credem că suntem mai buni ca aia. Plus de asta, ei n-au înțeles ce înseamnă Liga asta a Națiunilor. Liga asta a Națiunilor, UEFA a făcut-o, în primul rând, ca să mai dea și echip, o șansă echipelor mai mici. Posibilitatea, și din punct de vedere financiar, și din punct de vedere sportiv, o șansă în plus. Și tu, ca director tehnic al echipei naționale, practic cel care răspunde de toate echipele naționale, să vii să spui... Nu știu dacă am retrogradat. Da. Domnule, ăștia nu știu pe ce lume trăiesc. Vă aduceți aminte de meciul din Muntenegru, de la Podgorica? Da. Când Tătărușanul trăgea de timp? Nu știam că mai trebuie să dăm gol. Da. Eu stau în fața televizorului și ia-vă mingea mai repede. Eram cu niște prieteni. Și eu vedeam că trage în timp. E, atunci mi-am dat seama că echipei nu mi s-a spus și antrenorului lui Contra că ne mai trebuie un gol. Ei n-au știut, domne, că ne mai trebuia un gol. Suntem de râsul lumii, da, cu fazele astea. Și de acolo, vă aduceți aminte că am picat încă o urnă valorică, din cauza acelui gol. Da. Nemarcat. Da. Este exclusiv vina federalilor sau atât putem? Este exclusiv vina lor, din punctul meu de vedere, pentru că ei n-am nimic cu Edi Iordănescu. Este un antrenor foarte bun. Eu cred că trebuie să continue munca pe care a început-o. Să nu mai avem parte de acel circ mediatic cu plimbări, cu mese, pe la pau, cu filmări, pe Vlad de către oamenii lor, băgat în presă. Vezi, Doamne, că vor să-l aducă pe Petrescu. Păi pe Petrescu. Dacă vrei să-l aduci pe Petrescu, îi plătești clauza, te înțelegi cu el, îl ai pe Petrescu, antrenor. Dacă vrei pe Petrescu. Dar nu te duci la Cluj doar așa într-o plimbărică, cu presa după tine, cu tot circul ăsta care l-au făcut. Păi, Edi Iordănescu, pare rău, a fost așa se-a variat. Eu, dacă eram în locul lui, n-aveam ce să discut cu ei. El a fost pus într-o postură
jenantă din punctul meu de vedere. Da, și foarte scurt o să vă rog ultima întrebare. Crezi că va mai candida cineva din generația de aur la următoarele alegeri? Îl poate învinge cineva pe Burleanu? Nu interesează pe nimeni din generația mea, deci, pentru că au încercat doi. Unul s-a dus la pușcărie înainte cu o zi, și al doilea l-au adus de la UEFA, l-am adus de la UEFA, a făcut 73 de voturi și ați văzut pe Goga și pe cei de acolo cum ne umpleau frigiderul cu carne. Și lui Chivu, și mie, și lui Lucescu. Și ați văzut cum a zis cei federației după ce a văzut rezultatul. Un fleac v-am ciuruit și acolo era în fața lui Mircea Lucescu, Chivu, Lupescu și mai erau și alți fotbaliști mari ai României. Da, e, din păcate ne-a ciuruit. A ciuruit fotbalul românesc. Ăsta de la mini fotbal a făcut din Federația Română de Fotbal mini Federația Română de Fotbal. Că am fost în Elveția și am văzut meciul că UEFA, am fost la Nion de fapt, chiar la sediul UEFA. Și am văzut meciul cu niște președinți de federație. Și toți mă întrebau, dom'le, ce se întâmplă? Cum ați ajuns atât de jos într-un timp atât de scurt? Și bine, le-am spus așa în mare ce se întâmplă. După aceea și cu echipele naționale, și, mă rog, a fost la un turneu tot cum a fost și turneul ăsta la, la noi, de 1-18 de calificare. Mulțumim tare mult, domnule Prunea. Vă mai așteptăm în direct la noi. Spuneți tot timpul lucrurile pe nume. Nu vă feriți. Numai bine, sănătate. Seară bună, pauză, ne întoarcem foarte repede. Ne-am întors interesant dialogul cu Florin Prunea. Sigur, a spus niște lucruri pe care cred că toți le gândim și sau le-am gândit. Probabil multă lume de dreptate. O să vorbim și noi în continuare despre echipa națională, chiar dacă așteptăm meciul Rapidului, în câteva minute a fumat Rapid în acest play-off din Cupa României. A avut dreptate Prunea sau nu? Din punctul meu de vedere, da. Din punctul meu de vedere, da. De fiecare dată când are o intervenție, sigur, chiar dacă este vehement, intervenții la obiect, adică nici nu îl văd să jignească. E o părere pe care eu o respect. E foarte rușinos că am retrogradat? Cred că nu e nevoie să mai dau și eu cu părerea. Cred că atunci când am văzut grupa de calificare, cu toții mai, în cel mai rău caz, vedeam un loc 2. În cel mai rău caz. Nu, că cred. Toată lumea spunea că vom termina pe primul loc. Păi asta toată spun. Inclusiv Iordănescu și Stoichiță. Un ghinion, cine știe ce fatalitate să ne fi făcut să ajungem pe locul 2. Corect. Dacă spuneai cuiva că ne vom clasa pe locul 3, cred că ai fi primit ori în jurături, eu spunea că ești de pe altă planetă. Da, da. Pe locul 4 deja nici nu cred că mai e cazul să mai discutăm. Da, da. Te întreb. În același timp vreau să spun și eu că sunt de acord cu Florin vis-a-vis de selecționer. Niciun caz nu cred că selecționerul e în momentul de față vinovat. Principalul vinovat. Uh-huh. Sigur, la momentul respectiv a alegerii selecționerului se puteau probabil găsi și soluții de selecționeri cu mai multă experiență, ținând cont de faptul sau de contextul actual al echipei naționale. Dar în momentul de față eu cred că Edi Iordănescu este un antrenor care muncește, trebuie știe ținut. Ce trebuie o să te rog facă, să trebuie susținut. Leo, scuză-mă, Adrian Mititelu e în direct cu noi, am înțeles. Bună seara, domnul Mititelu. Bună seara. O să vă întrebăm de suspendarea lui Săpunaru, în primul rând. Cum vi se pare că a primit o etapă? Ce să comentez? Dacă mai zic ceva, acum trebuie să cu vreo 1.000 de un milion de jurători și de reproșuri. Da. Așa că prefer să mă abțin. Mai ales că aveam foarte mulți amici și rapidiști și amiciția noastră s-a încheiat după acest eveniment care a avut loc la Târgu Jiu și care 100% nu se datorează clubului nostru sau mie sau cuiva din conducerea clubului, ci datorită acțiunilor și gesturilor făcute de către acest jucător, unul valoros de altă ca și fotbalist, dar ca cu mari probleme de comportament. Da. Ne întrebam și noi, așa chiar o etapă, ca la două galbene, destul de ciudat. Sunt curios cum vor motiva cei de la comisie. Am înțeles. Până la urmă, că noi am ieșit mai prost de aici, cu 50.000 de lei amendă. Da, asta vreau să vă întreb, da. Fiecare an plătim câte 4-15.000 de lei, dacă nu chiar mai mult, pentru
chestiuni legate de organizarea meciului, de timp de suporteri. Noi, entitățile sportive, nu avem capacitatea să ținem sub control asupra de evenimente. Și în schimb se pun în cărcă tot felul de lucruri. Ce să fac eu la organizarea unui meci când ai mii de suporteri la stadion? Deci, cum puteți să... Considerați că n-are clubul noastră nicio vină în organizarea acestui meci? Păi, teoretic poate are o vină dacă ne raportăm la regulament, dar regulamentul, părerea mea, că e făcut aiurea. De ce? Pentru că nu are un club capacitatea organizatorică să țină stabilă unui astfel de comportament care are legătură cu cultura unui sat, cu secole de întârziere din punct de vedere al mentalității. Ce să facă un club care de-abia are un buget să se asigure niște cheltuieli decente? Trebuie să angajăm sute de oameni, poate, dacă 1000 de oameni ca să aibă în pază 15-20 de migrame. Multă lume vă acuză, sau nu, pe dumneavoastră, acuză clubul Craiova, FC-ul Craiova, că avea acei oameni acolo pe culoare și că ei nu trebuiau să fie acolo. Nu e adevărat. Asta a fost o diversiune făcută de acești la Rapid pentru a distrage atenția și pentru a pune așa un gol la gestul lui Săpunaru. Nu, acei oameni au apărut după ce scandalul a luat proporții, scandalul provocat de Săpunaru, și erau niște oameni care erau în zona mixtă, adică coborau de la etajele 11 ale stadionului la Târgu Jiu și erau foarte aproape la 15-20 de minute de zona mixtă. Și în momentul când a avut acea învălmășeală, normal că știți cum este în România, mai la noi aici în sud, oamenii sunt foarte curioși. Și dacă m-am văzut pe mine acolo, m-au venit și apropiați de mine, îmi dau seama că erau chestiune inedite și... Am înțeles. Total nebănuită. Adică o chestiune intempestivă, fortuită. Am înțeles. Dar nu a venit cineva să bată pe cineva. În regulă. O să, legat de meciul de cupă, am văzut niște imagini cu Bauza și era... era certat așa de unii că ar fi avut o reacție la adresa lui Croitor. Nu a fost nicio reacție. Era o reacție pe propria lui prestație. Am și vorbit astăzi cu el. Era supărat și dezamăgit pentru că a avut o zi proastă. Uh-huh. Nu a fost o reacție la adresa antrenorului, nici vorba. Era o reacție foarte bună, dar el e un băiat foarte suminte și foarte respectos. Chiar și pe mine m-a surprins și am văzut la televizor, să știți. Iar azi l-am pus curios apul de la surță, cum se spune, și m-a convins că n-a fost nicio chestiune în care să facă un gest fidător la adresa lui, că și-a cădut controlul pentru că era dezamăgit că a avut foarte... nu a avut deloc aizări în acest meci. Înțeles. Credeți că va fi presiune mare de acum pe el după ce s-a fost oferta aceea de la FCSB? Îl va afecta? Nu e vorba de oferta de la FCSB, că n-a fost nicio ofertă reală de la FCSB, dar a fost decât acele discuții care le știți în asta că le-a făcut domnul Becali. Okay. O ofertă a fost poate interes mai mare de la două cluburi din Golf. A fost mai mare, chiar ofertă în sensul că, domnule, vrem să ne spuneți un preț pe el. Adică oamenii au vrut să discute vânzarea lui Bauza. Da. Numai că noi nu aveam nicio intenție să vindem acum. Pe de altă parte, a urmat și etapa următoare s-a și accidentat la meciul cu PCSB și discuțiile s-au întrerupt. Deci n-ați înaintat vreun preț? Nu, n-am înaintat un preț și vă spun sincer, nu că o spun, chiar nu mă gândesc bine, dacă primeam o ofertă mai mare, până la urmă probabil că cedam, dar planul nu este să ținem cel puțin până la bar, pentru că credem că ne va ajuta foarte mult. Am înțeles. Vă mulțumim mult, domnul Mititelu, pentru lămuriri. Să aveți mulțumesc. O seară bună, baftă cu Craiova. Ne întoarcem puțin. O să vedem acea urnele de la tragerea sus la Euro, pentru că, sigur, aici se pun speranțele la calificarea echipei naționale către următorul Euro și o să vă întreb dacă credeți în această calificare. George. Eu, sincer, sunt foarte realist și nu mai cred nimic. Nu-ți mai faci iluzie. Nu am nicio iluzie că vom reuși să facem o figură frumoasă, atâta timp cât în Nation League nu am reușit mare lucru, într-o grupă
care la prima părere părea era foarte ușoară, cum a spus da. Și Leo, clar, absolut. Uitați-vă la grupe, Leo, urnele valorice, suntem în urna a treia, crezi că putem învinge echipe din urna a doua? Cam acolo s-ar da bătăi. Eu cred că ar trebui să ne uităm spre urna 4, 5, să vedem să vedem cam ce crezi nu putem că... învinge, că din 4 și din 5 cred că avem multe probleme. Avem multe, da. Avem cam multe probleme în 4 și în 5, da? Păi în 1 și 2. Deci, crezi în calificare privind urnele astea? Ținând cont de ce am făcut în aceste, în grupa de Nation League, mi-e greu să cred. Nu sunt un tip pesimist, da. Dar nici nu debordez de realism în momentul de față, pentru că nu avem cu ce. Deci vreau să fiu realist. Da. E clar că nu avem șanse foarte mari. Da, vedem, dar și asta, vedeți că e un paradox așa, că cei de la federație vorbesc de calificare și vedem urnele astea, pare că nu au argumente. Să vedem echipele de la Fumaz Rapid, suntem așa pe fugă pentru că începe meciul. Asta e a fumat echipa de Liga 3-a. O echipă, n-ar trebui să aibă nicio problemă Rapidă, nu Leo? Da, acum câțiva ani, 7-8, puneau probleme. Da, puneau probleme, au făcut surprize. Eu mi-aduc aminte, cred că eram pe la Botoșan și am pierdut un meci la Fumaz de Cupa României. Da? Sigur, acum ținând cont de context, se joacă pe stadionul Rapid, dar da. Acolo la Fumaz am prins un teren desfundat cu o echipă care cunoștea foarte bine, au otrăvit fontinele, dar sigur, o echipă de categorie superioară, indiferent pe ce teren joacă, n-are voie să nu treacă de una de categorie inferioară. Pare un meci așa, un antrenament pentru Rapid. Meci de bifat ăsta. Nu e chiar așa, că dacă intri cu gândul ăsta că va fi ușor, cu siguranță de asta și apar surprize în Cupa României, pentru că cei care nu se pregătesc mental de un meci dificil au surprize negative. Dar... Da, George, ai dreptate, dar nu în contextul ăsta. Eu nu cred. Joci, Rapidul acasă, joacă pe teren propriu. Da, Rapidul, nu, eu m-am referit în general. Da. Rapidul general, este da, o forță că... în acest campionat, jucând acasă, sunt o forță. Chiar dacă nu joacă cu prima echipă, totuși sunt da, favoriți, dacă clar. S-ar fi jucat la Fumaț, la ora 2 după amiază sau la 12 ziua, sigur că s-ar fi putut întâmpla ceva. Dar hai să vedem ce se întâmplă. Mulțumesc tare mult, domnilor. Așadar, a fumat Rapid cu Rapidul gazdă. Mergem la meci și ne întoarcem după joc.